În plan bilateral, România și Turcia au o relație solidă și multidimensională, cu o importantă componentă economică. Parteneriatul strategic semnat în anul 2011, bazat pe interese și avantaje reciproce, rămâne în continuare fundamentul relațiilor noastre. Relația economică și comercială bilaterală continuă o tendință ascendentă. Discuțiile din ultima perioadă, care s-au purtat cu partea turcă, atât cu prilejul vizitei pe care am făcut-o la Ankara, cât și ulterior la nivel ministerial, încep să se materializeze în proiecte comune spre beneficiul ambelor state. Doresc să îmi exprim în mod deosebit satisfacția pentru decizia de organizare la 19 aprilie la Istanbul a primei reuniuni a Comisiei Mixte de Cooperare Economică și Comercială, când va fi organizat și un forum pentru afaceri și investiții cu participarea reprezentanților mediului privat. Un alt domeniu de interes pentru ambele părți este cel al cooperării bilaterale în domeniul sănătății și științelor medicale, care a fost dinamizat prin semnarea acordului interguvernamental de cooperare la Ankara la 15 octombrie. Am făcut împreună cu domnul vicepreședinte Oktay o trecere în revistă a proiectelor de interes comun în acest domeniu și a discuțiilor care s-au purtat până acum la nivel ministerial. Acesta este de asemenea un domeniu cu potențial de creștere în beneficiul cetățenilor din ambele țări. Există potențial în relația bilaterală comercială și atât România cât și Turcia urmăresc realizarea acesteia. Ne dorim o prezență cât mai mare a companiilor românești pe piața turcă, dar și a companiilor turce pe piața românească. La începutul acestui an, producătorii și exportatorii români din sectorul mobil au participat în cadrul unui pavilion național la IMOB, unul dintre cele mai mari târguri internaționale de profil de la Istanbul. Am purtat de asemenea un dialog aprofundat cu domnul vicepreședinte Oktay despre asupra relației dintre Uniunea Europeană și Turcia, în special în lumina organizării la 15 martie la Bruxelles a reuniunii Consiliului de Asociere Uniunea Europeană-Turcia după o întrerupere de 4 ani. Reluarea acestui cadru de dialog între Uniunea Europeană și Turcia corespunde obiectivelor enunțate de către România pentru perioada deținerii mandatului președinției Consiliului Uniunii Europene. Turcia este un partener cheie al Uniunii Europene, cu care cooperează în combaterea provocărilor comune. Contribuția Turciei în gestionarea migrației, precum și eforturile deosebite pe care le face pentru a găzdui mai mult de 3,5 milioane de refugiați, sunt recunoscute și apreciate. Implementarea acordului Uniunea Europeană-Turcia a dus la reducerea migrației ilegale.